Am supraviețuit 100 de zile în apocalipsa zombie. Va trebui să explorăm cele 3 orașe. Orașul unde ne-am trezit, orașul dărâmat și orașul nuclear. Va trebui să ne facem o casă cu energie regenerabilă, o sursă de mâncare și o zonă bine apărată de zombie. Apoi să găsim o metodă de transport rapidă între orașe. Și în ultimul rând, să ne apărăm de cele 2 valuri de zombie care vor veni. Cel din ziua 50 și cel din ziua 100, care vor încerca să distrugă ultima șansă de supraviețuire a umanității. Dacă îți place ceea ce fac, lasă un like și abonează-te ca să ajungem la 100.000 de abonați. Să înceapă 25 de zile în apocalipsa zombie. Ne-am trezit într-o casă din primul oraș, iar în casă era un chest în care am găsit niște săbi de început, niște torțe, o lopată, o sapă și câteva bucăți de armură, niște papuci și niște căști. Și după ce m-am echipat cu papuci și cu casca, am realizat că am în mână un pistol cu 9 gloanțe. Și nici n-am stat pe gânduri și am decis să ies din casă. Și am început să explorez casele de pe strada pe care eram. Și am plecat la casa din față, unde geamul era spart. Înăuntru am găsit niște boluri, niște oase și încă o sabie. Și am decis să urc la etaj ca să vedem cu ce avem de a face. Și am văzut că mai erau încă 2 chesturi înăuntru și niște paturi, unde am găsit un jurnal. Dragă jurnal, tata s-a comportat foarte ciudat astăzi. Vine acasă târziu, se comportă secretos. Cred că faptul că mama părăsit l-a schimbat în mai rău. Ok, asta nu este un început absolut deloc bun, dar acest jurnal nu avea să mă oprească. Trebuia să mergem să explorăm în continuare. Și am urcat în altă casă, în care am găsit niște papuci din chainmail. Și până am făcut noi asta, când am ieșit afară, deja era întuneric. Se aude jocul? Să-mi spune dacă nu se aude. Ăla cu pistoare care l-a inventar. Mama, asta deja s-a făcut întuneric. Mamă, păi da... Nu! Nu! Nu pot să mă culc? Nu! Bă, de ce ați venit așa de repede? Bă! Nu! Poți să mă culc acum? Let's go, hai! Am reușit să omorâm zombie și să ne culcăm. Iar în dimineața următoare am mâncat ceva și am plecat să explorez mai multe case, unde am găsit un morcov, apoi am găsit un măr și într-un final am aflat și numele orașului. Orașul Imperius. City of Imperius. Deci orașul ăsta se cheamă Imperius. Ia să vedem cum este acest oraș. Eu sunt Luca, iar în timpul în care nu omor zombie, am nevoie de o pauză ca să mă relaxez. Așa că am început să mă joc cel mai mișto mobile games de ceva timp. Se numește Dice Dreams și îl ador. Sunt sigur că o să vă placă și vouă, dar în loc să vă povestesc, haideți mai bine să vă arăt. Ai un regat cum este al meu, unde poți să construiești clădiri și să upgradezi regatul. Dar pentru asta ai nevoie de bănuți, pe care îi câștigi la fiecare aruncătură de zaruri, unde poți lua jackpoturi sau minigame-uri precum Attack and Steal. Practic poți să atași regatele prietenilor tăi și să le furi toți banii. Asta înseamnă că poți să iei banii lui Andrei, lui Cristi și mie. Jocul este free to play și mă joc deja de 3 săptămâni. Iar cei de la Dice Dreams aduc eventuri noi, o mulțime, unde mereu când intri ai parte de premii noi, de la turnee, challenge-uri și multe altele. La fiecare nivel vei avea un regat diferit și fiecare design este unic și cute, iar premiile sunt din ce în ce mai mari. Sunt 100% sigur că o să vă placă jocul, așa că intră pe linkul din descriere și descarcă jocul. Te ajută și pe tine și pe mine. Iar acolo am găsit o piscină publică, unde înăuntru era un zombie. Deși avea armură enchantată, am reușit să-l omor și să intrăm înăuntru, unde am găsit o cheie care nu știu exact ce face și niște săgeți, iar înăuntru se mai spawnase încă un zombie. Apoi am găsit o ușă pe care scria Do not open, adică să nu intrăm. Dar am găsit o crăpătură prin perete pe unde puteam să intrăm în zona interzisă. Însă nu era nici aici cine știe ce, erau niște oase și niște săgeți. Apoi m-am aventurat în zona centrală a orașului, unde am găsit niște mașini și niște case mari. Iar mașinile aveau portbagaje unde puteam găsi loot. Și am găsit niște armură și niște pantaloni. Am găsit niște sweet berries și am plecat mai departe. Și am intrat într-o clădire mare unde am găsit niște poțiuni și niște cărți. Iar cartea pe care am găsit-o se numea Proiect Complet, care aparent era o notă a unui cercetător în care părea să fie vorba despre zombie. Ceea ce mă face să cred că acest virus care transformă oamenii în zombie nu a apărut de nicăieri. Însă nu aveam acum toate informațiile. Am urcat mai sus într-o zonă în care părea să fie un reactor nuclear sau ceva de genul. Nu știu exact ce este, dar sunt sigur că avea ceva legătură cu zombie în sine. Și am tras de un mâner care a aprins o lumină, iar în mijlocul reactorului s-a spawnat un ochi de Ender. Nu știu care este legătura, dar ceva este pudre de la mijloc. M-am uitat prin spărtura din bloc și am văzut că mai era o clădire în față, care părea să fie un fel de primărie. Și am decis să coborâm și să mergem să vedem ce este înăuntru. Ok, hai să vedem ce găsim. Imperial City Hall. Deci asta este primăria. Foarte mișto la primărie. De unde a apărut vere? Stai că nu vreau să dau cu... Nu vreau să dau cu gloanțe absolut deloc. Vreau să le păstrez pentru că nu o să fiu într-o situație de aia nașpa. Salut. Salut. Aud un zombie. Nu. 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 Ok. Nu. Trebuia să folosesc acolo neapărat gloanțe, pentru că dacă nu le foloseam, cred că eram
caput. Am decis să ies din primărie pentru că părea prea periculos și am decis să explorez și celelalte clădiri din oraș. Am intrat apoi în bancă, iar într-un chest din spate am găsit niște pepeni care aveau să mă ajute să facem o sursă regenerabilă de mâncare. Am explorat și restul clădirii și la etaj și înapoi și am văzut că nu mai este nimica. Iar când am ieșit afară, deja era noapte, iar zombii începeau să se spauneze. Mamă, stai așa, Vere. Nu-i bine. Mai vin un zombie. Nu, ăsta e rapid, rău. Hai, Luca, ai grijă, te rog frumos. Parcă mai era unul, unde a dispărut? Salut. Am reușit să mă ocup și de zombie, dar apăreau în continuare. Așa că am decis că cea mai bună variantă ar fi să plec de aici. Mamă, nu-i bine deloc. Bă, băieți, stați așa că te explicăm. Nu, nu. Mama, ajutor, ajutor. Mama, mama. Mama, stai mic, trebuie să mă urmă în pas. Nu mai am sabie. Nu, ok, fugi. Nu, nu, ăsta are ce sabie. Bă, nu. Ok, lăsați-mă, vă rog frumos. Hai, parcur. Poftim. Poftim, mă, tras, ați văzut? Unde scap eu, unde fug eu? Ajutați-mă și pe mine, mama, unde fug? Nu, unde fug, băieți, că nu știu unde să fug. Aparent erau zombii cu tot felul de abilități. Zombii care se puteau teleporta, zombii care puteau mina prin blocuri și zombii cu undițe care puteau să te tragă la ei. Asta însemna că era de 10 ori mai periculos decât aveam eu impresia. Așa că a trebuit să plec într-un loc unde să mă culc ca să treacă seara. Nu, nu, nu ar trebui să merg pe aici, sunt sigur că n-am voie pe aici, dar stai așa. Ok, Luca, fugi. Trebuie doar să trezești până dimineață. Fugi pe o clădire, da, dar nu știu care. Ok, hai. Nu suntem destul de puternici ca să ne batem cu toți de acolo. Deci știți cum am strâns din buci în momentul de față, nu vă imaginați. Am stat cu ele încleștate. Arena closed, cement, așa, ok. Ok, văd că e un loc aici între clădiri. Nu, e blocat aici, trebuie să fug. Am dat de o fundătură și am decis că cel mai bine ar fi să urc pe un bloc, undeva unde să nu fie toți zombii. Așa că am urcat pe cel care era cel mai aproape, era să mor, dar am reușit să ajungem și sus. Iar acolo am dat de o cameră care avea un pat și am decis să ne culcăm. Urma ziua 2. În ziua 2 am mai lutat ce era prin clădire, adică niște biscuiți, niște ață, câțiva cartofi și o plăcintă și am sărit pe cealaltă clădire, unde părea să fie o clădire de birouri. Am coborât jos unde a apărut un zombie, am reușit să-l omorâm și am decis să iau bookshelf-urile ca să putem să ne facem mai încolo o zonă de enchanting. Nu, nu! Ieși acasă, ieși acasă! Așa. Și voi? Ia plecați voi. Bă! Bă, ce fac eu cu ăștia, mă, frate? Era să mor aici, grav. Bă, nu știu dacă vreau să cobor acolo. Vreau să cobor aici? Nu vreau să cobor aici, doamne ferește. Doamne ferește, câte orașe sunt? Sunt 3 orașe. Am plecat mai departe în oraș unde tot găseam zombi. Dar am decis totuși să mai explorez câteva case pe aici pe acolo. Dar n-am găsit nimica de valoare sau nimica care să mă intereseze la momentul respectiv. Însă cum fugeam din clădire în clădire, zombii începeau să se adune număr cât mai mare și să mă alerge prin tot orașul. Așa că a trebuit să le fac față sau să fug. Nu, nu, trebuie să fugim, trebuie să fugim, e grav aici. Nu, nu. Mă trase în spate, mamă. Ia urât să faci pat, lasă-mă cu urât tău că vreau să nu mor. Lasă patul. Trebuie să mănânc repede. Ok, trebuie să merg stânga-dreapta că mă aruncă ăla. Deci sunt zombi cu tot felul de puteri. Așa care se teleportează lângă tine, care merg foarte repede și care gen te trag la ei cu asta, nu. Nu, fugi, Luca, fugi. Oh, mamă, ce emoții îmi dă, băi, Vere. Sper că mă lăsați în pace acum. Rip, Luca, sincer, nu mai am mult. Mamă, băi! Mamă, bă, dar lasă-mă în pace. Trebuie să mor pe tine, n-am ce să fac. Că tu mă fugurești toată viața. Mamă, ce nașpa sunt ăștia, Vere. Ok, a trebuit să mă îndepărtez de zona centrală a orașului pentru că părea prea periculoasă. Așa că am plecat în suburbii, unde am găsit tot felul de magazine locale, unde am găsit semințe ca să putem să ne facem ferme, niște pâine, ouă, mere și alte nebunii. M-am culcat în benzinărie și urma ziua 3. În ziua 3 cineva pe live mi-a zis să fac un backpack și era o idee genială pentru că aveam nevoie neapărat de un backpack. Aveam prea multe chestii și n-aveam cum să le luăm pe toate cu noi. De bere n-avem nevoie. Emergency flare. Ia s-o dăm. Ce poate să fac asta? Nimic. Nu am făcut absolut nimic. Mersi frumos, avem o rachetă, ce pot zic. Am adunat niște lemne ca să facem un chest și ne-am făcut un ghiozdan, care avea să ne mai dea încă un inventar pe lângă cel pe care l-aveam. Ceea ce era destul de bine pentru moment. Și putem să punem în el chestii, nu? Ia să vedem. Hai să punem tot ce e aici și lăsăm mâncarea. Uite, pâine, lăsăm patul, săgețele și cam atâta, nu? Mai avem nevoie de ceva? Nu cred.
Ziua 4. Am dat peste o casă care părea destul de interesantă și aparent avea un basement. Am deschis basementul cu mânerul și înăuntru era o carte, niște semințe și niște spruce saplinguri. Apoi cu lemnul rămas ne-am făcut un târnăcop și am decis să ieșim din oraș. Era timpul să ne găsim un loc pentru casă, iar Cetur a decis că cea mai bună variantă ar fi să nu stăm în oraș pentru casa în sine. Așa că am explorat suburbiile orașului, adică zonele exterioare, unde am găsit tot felul de case. Am mai găsit și câteva mașini și niște ambulanțe. Iar ambulanțele pe laterală aveau niște poțiuni de Resistance 2, care țineau 3 minute, așa că am decis să le iau cu mine. Iar apoi am găsit o benzinărie. Băi, vede, dar aici cu zombie nu-i bine deloc, să știi. Ok. Spital, Glass Battle. Aud un zombie, nu? Nu mi se pare mie. A meu. Ia vine, îmi dă sfat. Nu! Te-ai blocat? Te-ai blocat, let's go! Joacă pe asta. Ce asta? Pump 1, pump 2, pump 3, pump 4. Ok. You start to smell gas. Și sper că nu explodează pe aici, nu? Dacă am făcut asta. Ok, sper că nu explodez pe acolo. Doamne ferește, Doamne ajută. Hai să mergem mai departe. Văd că suntem într-un mic sătuc aici, aparent. Ce am zis? Ați auzit explozia, da? Aparent aveam dreptate. Pompa explodase. Și așa am realizat că mașina care era acolo avea și niște chesturi înăuntru, în care am găsit niște saplinguri, o sapă și niște semințe. Apoi în altă clădire am găsit niște morcovi și am plecat apoi mai departe în următoarea clădire, unde eram atât de aproape să-mi găsesc moartea cu ochii. Să coborăm aici, băiți? Nu știu dacă e bine, să știți că nu știu dacă e bine. Aud zombie pe lângă. Nu, aud zombie, nu-i bine. Bine, aud, îi văd, pardon. Mamă, e de la mic. Mamă, nu-i... Aș zice să plecăm, sincer. Dar cum plecăm noi de aici? Nu! Sunt blocat aici, grav. Dacă iau un shake de proteină și tragem cu arcul. Hai, let's go. Nu vreau să mor și mai păstrez glonțul pe care l-am pentru un de la mic pe care l-am văzut. Ia. Nu! 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 Ești acasă, gata, lasă-mă în pace. Nu-i bine deloc, nu-i bine deloc. E un puradel de zombie, l-am văzut. Nu! Nu, nu-i bine deloc aici, nu-i bine deloc. Ok, fugi. Fugi, Luca, fugi, Luca, nu. Nu! Nu poate să vină aici, nu? Ok, mamă. Mamă, cum a scăpat, Vere. Sper că nu poate să... Mamă, Vere. Ho! Ho! Ok, spre surprinderea tuturor, am scăpat cu viață de acolo, ceea ce nu cred că trebuia să se întâmple, dar s-a întâmplat. Am decis să urc înapoi pe clădirea principală, de unde am văzut o clădire care părea interesantă. Și am decis să mă pun aici la culcare pentru că nu era niciun zombie prin apropiere. În ziua 5 am decis că dacă vreau să plec de aici, trebuie mai întâi să omor tot zombii ăștia, care erau o grămadă, erau o mulțime. Și a trebuit să mă ocup de fiecare rând pe rând. A urcat până la etajul unde eram eu, iar unul dintre ei era să mă tragă cu undița, noroc că m-am blocat eu într-un perete, că altfel eram mort cu siguranță din nou. Ce era să mă duc, Vere? Am decis că nu este cel mai bun loc unde să mă ocup de acești zombie, așa că am coborât jos, unde am omorât mai întâi pe cei din casa în care eram, iar apoi am ademenit pe restul în față și am omorât pe toți rând pe rând. În timp ce exploram, am găsit un spital care nu părea absolut deloc prietenos. Era uriaș, cu niște liane dintr-un capăt în celălalt. Părea totul dărâmat, însă ceva din mine voia să intre acolo. Am întrebat Cetul și au spus să explorez măcar puțin, dar în față erau doar semne care îmi ziceau contrariul. Și voi spuneți înăuntru. Păi cum vine asta, Vere? Nu riști, nu câștigi. Am dat din side overrun. Mamă. Deja l-aud pe unul. Patient recovery. Nu, că vreau să gen... Mi-e frică să nu intru într-o poziție în care să mă prindă din ambele părți. La ce zi? Suntem la ziua... 5. Ok, deja mi-a luat damage, o să vin la sângele meu acum. Beleaua e că... Ia uite-l, ok. Tu ești enderman de ăsta, te spawnezi, te teleportezi. Nu știu ce să zic, băieți, nu știu dacă să intrăm aici, averilor. Vedeți ceva chesturi? Hai să luăm măcar repede, să lutăm dacă e. Aici cred că o să fie ceva de mâncare, asta e cantină, nu? Ia uite-l. Bă, gata! Mai vine unul. Mamă, mai vin doi! Hai, mai vin unul! Bă, vin din toate părțile, bă, nu! Nu! Nu știu ce să zic, bă, nu știu ce să zic. N-avem nici armură, n-avem nimica, bă! Bă, cred că plecăm de aici, ne întoarcem, dar nu acum. Ia-l pe ăsta. Bă, ești bulangiu, pleacă de aici! Pleacă!
Îți dau cu sabia în cap, cu catârul. Am decis că era o bătărie pe care n-aveam cum să o port acum. Încă n-aveam deloc armură, n-aveam arme, n-aveam nimic. Așa că am decis să plec. Deci m-am întors înapoi spre zona care părea mai sigură decât asta și am decis să caut o casă. Și am găsit o clădire de judecată, unde avea o zonă de parcare foarte mare, ceea ce puteam să o folosim ca o grădină pentru viitoarea casă. Așa că am decis să ne mutăm aici și am lăsat toate itemele în inventar ca să putem să explorăm puțin mai departe. Am mai tăiat un copac pentru niște lemn și am văzut în spate un elicopter prăbușit. Am mers până la elicopter unde am găsit sabia pilotului, o mască de gaze și niște piele. Apoi prin pereți am văzut un nume al unui player, se numea Kemper. Aparent am mai găsit încă un supraviețuitor care încerca să reziste apocalipsei zombie. Puteam să-l facem să ne urmeze, însă pentru asta trebuia să aflăm ce mâncare îi place. Iar odată ce îi dădea mâncarea, putea să vină să ne urmărească pe noi. Așa că ne-am întors acasă unde am făcut niște grâu rapid și din el am făcut o pâine ca să-i dăm de mâncare, în speranța că o să ne urmărească. Dar am ajuns la el și îi dădeam cu click dreapta degeaba, nu se întâmpla absolut nimic. Dar sper că în viitor o să reușim să-l facem de partea noastră. Însă se pare că noaptea m-a prins în afara casei, iar zombii au început să mă încercuiască. Zombii cu undițe, zombii cu târnăcoape și cu tot felul de chestii. Așa că i-am omorât pe toți și am decis să plec înăuntru. Am reușit să ne culcăm și venea acum ziua 6. Nu! Mamă, stați așa. Eram la OHP, așa că am decis să nu iau bătălia cu zombi și să plec cât mai departe. Și am plecat la o clădire din spate care era aparent o frizerie, unde am găsit un zombi. Iar atunci am realizat că avem o sabie foarte OP, și anume sabia pilotului, care ne dă atac speed o grămadă și ne dă viteză în momentul în care o ținem în mână, ceea ce era perfectă pentru apocalipsă zombie. Am testat-o puțin și dă extrem de mult damage și aparent putem să ținem chiar și două săbi în mână și să dăm damage cu amândouă odată. Ok, cu lemnul pe care l-am adunat, am decis să reparăm toate găurile din pereții din clădirea noastră, pentru că erau extrem de multe goluri pe unde puteau să intre zombie și nu ne doream asta sub nicio formă. Apoi am găsit o clădire lângă mine, și anume primăria localității, și am decis să intrăm înăuntru să vedem despre ce este vorba. Ok, trebuie să luăm resurse acum, gen, trebuie să facem un târnăcop de piatră, dar sunt foarte curios de asta de aici. City Hall din Olympus, ia să vedem. Deci asta e cealaltă primărie, aia nu știu ce e atunci. Asta e primăria adevărată. Press conference area, please. Ok, aici stai cu presa, vorbești cu... Ia să vedem, bă, aici ar trebui să fie ceva, nu totuși, mă gândesc. Treasury report. Da, țeapă, nu-i nimic aici. Gol rău. Don't let the mayor out. Cum adică? Și vine primarul? Mamă, stai așa că-i... Bă! Nu! Cum mă bat eu cu ăsta? Hai! Dar dai și tu un damage sau? Ok, nu dai damage, bun, hai! Nice! Avem armură, mi-o dați? Sharpness 3, I'm breaking 3, fortune 2. Ok, de la primar am primit o armură extrem de OP, doar că era din aur, ceea ce însemna că se strică repede, așa că va fi doar o armură temporară. Și am decis să intrăm înăuntru să vedem ce ascundea acest primar, pentru că trebuia să apere ceva din moment ce stătea aici în apocalipsă. Iar sub biroul lui era un chest, în care era o carte. Iar cartea ne-a dat de înțeles că primarul își ascundea lucrurile pe acoperiș, ca să nu le fure presa. Așa că nici n-a stat pe gânduri și am plecat spre acoperiș, unde am găsit un pescăruș și un chest cu care am dat lovitura. Înăuntru erau 4 mere enchantate, un saddle și o armură de cal, iar pe lângă asta 3 emeralde, ceea ce era extraordinar. Acum trebuia doar să mai găsim un cal ca să putem să ne plimbăm dintr-o parte în alta până aveam să facem rost de o mașină sau de un avion. Am decis să ne întoarcem acasă unde am extins chestul ca să putem să punem lucrurile noi aduse. Și-a luat niște piatră din fața casei ca să ne facem un târnăcop de piatră și un topor. Iar apoi, în zilele 7-10, ne-am făcut un topor ca să putem să adunăm lemn, să facem un gard care să împrejmuiască baza noastră. Iar cu toporul am plecat și am început să adunăm lemn în prostie. Cu puținul lemn pe care îl aveam, am decis să amplasăm mai întâi stâlpii să vedem cum are și gardul. Iar în restul zilelor am stat și am adunat lemn ca să putem să facem gardul în continuare. Și cât ne plimbam noi ca să găsim niște copaci, am văzut un cal care avea să fie extrem de bun pentru deplasarea prin orașe. Însă am continuat să merg să tai copaci. Adunam câte puțin, puneam stâlpii, adunam câte puțin, puneam stâlpii și tot așa. Însă tot îmi făceau cu ochii clădirile din orașul dărâmat. Și aveam de gând să mergem acolo curând, acum că aveam și calul. Între stâlpii de lemn am decis să facem cu garduri de fier, care să înconjoare toată zona, iar apoi vom adăuga și alte sisteme de protecție, dar pentru moment avea să ajungă doar gardul. Am decis apoi să plec cu calul să vedem ce se întâmplă în acel oraș. Și dacă primul oraș era înspăimântător, ăsta era de 3 ori mai rău. Însă nu am fost atent și m-a prins noaptea în timp ce eram în oraș, iar zombii începeau să apară de peste tot, așa că a trebuit să ne întoarcem acasă. M-am tras asta. Mamă, și am lag, ia uite un pic, am 18 frame-uri, stați așa, băieți, stați așa că am lag. Bă! Bă! Bă, voi vedeți ce e în spatele meu? Mamă!
Mama, ce se aude sunt toți monștrii care... Mamă, vere. Ok, nu trebuie să plecăm afară. Trebuie să plecăm acasă neapărat. Băi, vere, ce era acolo. Bă. Mamă, dar încă vă mai spunea. Mamă, nu-i bine. Nu, am dat eu în cal, mamă. Mamă, nu-i bine deloc. Ok, hai. Hai, Luca, hai, Luca, ai grijă. Mamă. Nu. Nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Ok, ne blocăm un pic în casă. Puteți face nani, hai, puteți face nani, bun. În dimineața următoare am decis să intru iar în oraș ca să mai explorăm puțin. Și am intrat în prima clădire care părea uriașă, unde totul era afectat. Nu știu dacă era de la o bombă, nu știu dacă era de la zombie, dar clar era oribil. Am decis să urc până în vârful clădirii ca să vedem cu ce avem de-a face, să vedem cam cât de mare ar fi orașul. Iar sus am găsit un crossbow cu niște rachete, care era o armă pentru situații de urgență. Ok, nu vedeam până departe, dar puteam să-mi fac o idee despre cum este orașul. Și clar locul ăsta a fost lovit din plin de către apocalipsă. Am coborât pe cealaltă clădire de lângă pentru că am văzut niște garduri pe care aveam nevoie să le luăm ca să putem să ne facem gardul nostru propriu. Și după ce am luat toate gardurile, am coborât prin clădire, unde am găsit un enchanting table. Ceea ce era perfect, pentru că nu trebuia să mai găsim diamante, nu trebuia să mai găsim obsidian, trebuia doar să mai facem un iron pickaxe ca să putem să luăm cu noi. Însă iar ne-a prins noaptea și am decis să plec prin subway, care nu știu dacă a fost o greșeală, dar putea să iasă foarte rău. Pentru că dacă veneau zombii după noi, n-aveam cum să ieșim de aici. Am găsit corpul conductorului de tren și asta mi-a dat de înțeles că trebuie să plec instant. Iar drumul care ducea spre casa mea era blocat de dărâmături. Așa că mi-am croit drumul cu pickaxe-ul și am ajuns în sewer, de unde am reușit să ieșim la suprafață și am putut să plecăm spre casă. În ziua 11 am decis că trebuie să luăm garduri. Trebuia să terminăm gardul nostru. Așa că am plecat în căutare de garduri peste tot și de lămpi ca să putem să facem lumini. Iar în drumul nostru am găsit o biserică, unde era o carte care se numea Priorities, unde se pare că o persoană, posibil un preot, a vrut să refacă biserica și să fie din nou cum era înainte de apocalipsă. Însă preotul era meschin. Paginile din Biblie lipseau, așa că voia să le schimbe în favoarea lui, pentru că adepții care veneau să-l susțină pe el. Însă se pare că planul lui nu a funcționat, pentru că pe jos erau cranii și sânge. Însă undeva într-un perete am găsit un chest în care era sabia sfântă, care avea smite 3 și un bachet de lavă, iar arma era perfectă ca să omorâm zombii. Oricum, se pare că nimeni de aici n-a supraviețuit, adică sunt evidențe clare. Am continuat să adunăm garduri, iar spre seară ne-am întors acasă. În ziua 12 am pus iron fence-urile pe care le aveam și am mai explorat ceva clădiri. Iar în drumul meu am găsit o oaie. Nu știu de unde a apărut, nu știu cum a supraviețuit, dar trebuia cu orice preț să o apărăm. Trebuia să o aducem acasă. Însă pentru că nu aveam griu, am decis să o lăsăm aici pentru moment și aveam să ne întoarcem după ea. Iar până seara am luat toate gardurile de la biserică. În ziua 13 m-am reîntâlnit cu camperul. Însă eram frustrat pentru că nu voia să mă urmărească. Am încercat să-i dau de mâncare, am încercat să-l ajut, însă nu voia și din greșeală l-am atacat. Și dacă înainte nu mă urmărea, acum sigur o face, deși nu așa îmi dorea să mă urmărească. A trebuit să fug de el și ca să scap, am sărit pe biserică și am plecat prin cealaltă parte, unde am găsit un cinema. Am luat gardurile din față și am decis să explorăm puțin. Însă, în afară de câteva discuri și niște lămpi de redstone, n-am găsit mai nimic. Am decis totuși să caut prin toată clădirea, în speranța că poate găsim ceva. Dar cum n-am găsit nimic, am plecat mai departe. În ziua 14 am mai pus gardurile pe care le mai aveam și am plecat în continuare să mai căutăm. Și am găsit o farmacie, unde am spart geamul și am intrat înăuntru. Am găsit o poțiune de resistance, speed și strength. Însă, ce era mai important era faptul că am găsit o carte. Citește ca să supraviețuiești. Această carte era scrisă de Raul, care spunea așa: continuă drumul pe această stradă și vei găsi un oraș. În acel oraș vei vedea o clădire care este extrem de bine luminată noaptea. Acea clădire este sigură, n-are niciun zombie. Du-te acolo și eu te voi aștepta. Raul. Asta însemna că mai era o persoană care supraviețuia și cred că se referea la orașul periculos în care noi am fost, orașul dărâmat. Planul nostru acum era să-l găsim pe Raul, însă mai aveam câteva chestii de terminat, așa că aveam să lăsăm asta puțin mai încolo. Sper că Raul este bine și că ne vom întâlni cu el. Am mai rotat ce era de rotat prin farmacie, iar apoi în fața spitalului, în timp ce luam garduri din nou, am văzut o pisică. Nu știu ce înseamnă asta, dar de obicei dacă este o pisică, este și un viriger pe lângă. Dar din păcate n-am văzut nimic în jur. Am ajuns însă în altă clădire care avea o carte foarte dubioasă. Cartea avea scris așa: drum, 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 iarbă, 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 floare, 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 casă, 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 bombă, 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 mori, mori, mori. Iar pe pagina următoare continua cu dorințe de bine. Însă în aceeași clădire am găsit ceva deasupra. Am urcat pe liane, iar pe acoperiș era un cățel îngrădit. Iar planul meu acum era să-l salvez.
însă nu aveam oase și se făcea târziu, așa că a trebuit să ne întoarcem spre casă. În ziua 15 m-am întors cu oasele pe care le aveam, și anume două, în speranța că cățelul încă era acolo. Pe cățel îl chema Zuko. Nu știu cine l-a lăsat aici, dar este un om crud. I-am dat oasele pe care le aveam, însă nu erau de ajuns pentru Zuko. Aparent voia mai multe. Iar singurul loc de unde știu sigur că putem să facem rost de oase e de la zombi. Așa că a trebuit să aștept noaptea, iar în timpul ăsta am mai minat câteva garduri. Iar până seara le-am pus pe toate. Gardul era acum aproape gata, mai aveam doar 2-3 bucăți de pus. Iar după ce am luat restul de garduri, am găsit o manetă ascunsă sub pământ, care a deschis ușa pentru o zonă secretă. Înăuntru era o clădire cu ferme, părea o casă sigură. Nu știu dacă cineva stă aici, dar am decis să mă asigur că termin cât mai repede. Așa că am luat tot grâul și toate semințele, am furat toată mâncarea din casă și am citit cartea pe care o aveam. Și m-am întors înapoi afară. Iar acasă am terminat de pus gardurile. Acum aveam o zonă sigură. Trebuia însă să mai facem o intrare și atât. Iar gardul a venit la fix, pentru că noaptea din ziua 16 a apărut luna roșie. În luna roșie se spăunează de 10 ori mai mult zombi și de 10 ori mai periculoși. Așa că am decis să pun câteva torțe pe care le aveam și se spăunau zombi chiar și în interiorul gardului. Ceva nu era în regulă. Așa că am decis să petrec restul nopții în casă, unde am realizat că acoperișul avea o gaură în el. Așa că a trebuit să mergem să o reparăm. Și după ce am reparat tavanul, am observat că zombi începeau să se strângă afară. Nu erau mulți, dar erau mai periculoși. Așa că tot trebuia să avem grijă. Am decis totuși să ies afară și să mă înfrunt cu zombii. Iar cu cele două săbi exterminam fiecare zombi în parte. Și am reușit să facem 100 de kill-uri de zombi. Iar acum, cu oasele de la zombi, puteam să-l salvăm pe Zuko, pe cățelul care era pe acoperiș. Puteam să-l aducem acasă. Am așteptat restul nopții în clădire ca să treacă noaptea, iar în ziua 17 am plecat direct spre Zuko. Și am găsit într-un camion de pompieri niște găleți de apă cu care puteam să ne facem și ferma de mâncare. Ne-am dus la Zuko și cu doar 4 oase am reușit să-l facem cățelul nostru. Și am decis să le escortăm până acasă. Am sărit în fântâna care era în fața casei, în speranța că o să vină și cățelul după mine. Și aparent a venit. Iar acum că aveam găleți, am decis să plec cu Zuko în aventură. Ne trebuia dirt ca să putem să facem ferme. Așa că am plecat în spatele clădirii de pompieri și am început să adunăm dirt în prostie. Și am decis să adun și niște semințe, pentru că aveam nevoie de un anumit tip de semințe, și anume canola seeds. Canola seeds erau semințe din care puteai să faci combustibil pentru mașini, ca să nu punem în pericol viața calului și să ajungem mai repede dintr-un oraș în celălalt, să nu ne prindă noaptea pe drum. Am adunat dirt până la finalul serii și ne-am întors acasă. Ziua 18. Am decis să repunem în funcțiune toate lămpile dezafectate de blackout. Așa că am luat niște mânere și le-am pus pe tot stâlpii cu lampuri de rest. Așa, ok. Am aprins toate becurile. Nice. Acum trebuie să ne ocupăm de grădină în sine. Vreau să facem mai întâi fermele, pe care cred că o să le facem pe o parte și pe alta. Pe partea asta să fie cu semințe și pe partea cealaltă cu canola seeds, ca să facem combustibil. Iar apoi vreau să refacem toată zona asta care este cu dărci așa stricată. Vreau să o refacem să arate frumos, ca să simțim zona că este practic acasă. Apoi am realizat că avem două zone cu iarbă fix în fața casei, așa că am decis să le folosim pe astea ca primă fază pentru ferme. Am spart toată iarba de deasupra și am dat niște găuri cu lopata ca să punem apă înăuntru. Le-am umplut pe toate, iar cu sapa am arat tot pământul dintr-un capăt în celălalt. Și am decis să fac același lucru și în partea cealaltă, unde am făcut exact la fel. Am turnat apă, am arat pământul, iar apoi am adunat toate semințele pe care le aveam și am început să punem semințe de canola, ca să putem să facem combustibil, semințe de grâu cu care puteam să ne facem pâine, mai aveam și câțiva morcovi, niște semințe de pepene, sweet berries-uri pe care le-am pus în afara fermei și câțiva cartofi. Iar în rest am continuat să punem semințele de grâu pe care le mai aveam. Apoi în ziua 19 am decis că trebuie să reabilităm zona. Vreau ca în această zonă să ne simțim ca și cum am fi acasă, așa că trebuie să scoatem toată iarba care a crescut și să înlocuim găurile cu piatră. Și am terminat de făcut asta până a venit seara și acum parcă arăta mult mai bine. Însă și clădirea părea dezafectată, pentru că erau liane crescute peste tot, ceea ce nu-mi plăcea deloc. Așa că am decis să le tai și pe astea. Iar când s-a lăsat seara, încet a apărut mesajul Harvest Moon. Harvest Moon însemna că cropurile și toate semințele aveau să crească mult mai repede în seara asta. Așa că am decis să stăm treci toată noaptea ca să putem să facem mâncare, pentru că semințele, morcovii și cartofii erau sezonieri. Adică mă, pe culul ăsta mă lasă să cresc semințe doar vara, morcov primăvara și cartof tot primăvara. Și iarna avea să vină, așa că trebuia să facem provizii dinainte, altfel n-aveam deloc de mâncare. Și dacă nu o să ne omoare zombii, o să ne omoare sigur foamea prima. Ok, am curățat și toată clădirea și parcă toată zona asta arată mult mai bine acum. Mai avem doar câteva zone de pus blocuri și atâta.
Am terminat de curățat clădirea pe exterior, de toate lianele. Tot era un pic stricată clădirea, dar măcar arăta puțin mai bine și nu arăta părăsită. Iar asta putea să fie și un semn pentru alți supraviețuitori care puteau să vină aici. Însă, nu știu pe unde, dar am avut un brici de zombi, iar zombii au reușit să intre înăuntru. Așa că a trebuit să mă ocup de ei și i-am omorât pe toți. Apoi am decis să repar podeaua din interiorul casei, unde era ceva dărâmătură. Și un zombi a reușit să intre în casă. Nu! Cum adică? Pe unde ai venit tu? Mamă, stai că mi-intră mamă, nu pot să cred! Ok, nu e spawn-proof. Am mai văzut unul, unde e? Ok, eu n-am văzut gura pe aia. Nu știu cum a apărut acolo. Mamă, mamă, dar cât sunteți vere? Ok, se face acum dimineață, nu? Aud unul, unde ești? Unde ești cât am auzit? Ok, the harvest moon sets. În ziua 20, mi-am pregătit inventarul, am lăsat totul în chesturi și am decis să merg în explorare. Aveam nevoie de fier ca să putem să ne facem niște arme, să putem să facem gloanțe. Așa că ăsta era planul meu, să găsesc fier. Semințele de sweet berries cresc tot sezonul, așa că am decis să le punem pe toate în fața casei, înainte să plecăm în aventură. Apoi am luat o bucată de grâu din fermă și am decis să luăm oaia înapoi, să o aducem acasă. Și am ajuns într-un final și cu ea acasă și am decis să o ținem în clădire până facem un țarc. Iar pentru asta va trebui să adunăm niște fensuri. Am realizat apoi că casele de pe lângă mine am uitat să le explorez. Așa că am decis să le explorăm acum. Am luat niște fensuri ca să putem să facem țarcul pentru oaie și am intrat într-o clădire care avea o gaură imensă în perete. Însă n-am găsit nimic interesant decât o carte cu povestea unui om. Apoi am plecat într-o altă casă care părea diferit și casa asta era să-mi aducă sfârșitul. În primul rând, totul era dubios. Am găsit un semn pe care scria Watch out for chest, adică să avem grijă la chestul care se plimbă pe bodea. N-am înțeles care e ideea cu chestul ăsta, cred că era o capcană sau ceva, o să înțelegeți puțin mai încolo. Am găsit în ceasul de pe perete o manetă de care am tras, dar nu s-a întâmplat nimic, sau cel puțin nu am văzut eu să se întâmple ceva. Aparent era conectată la redstone, dar nu înțeleg ce trebuia să facă. Așa că am decis să urc sus să vedem ce este și acolo. Iar în prima parte de sus nu era nimica. Am găsit doar niște camere de supraveghere și o grenadă. Am decis să merg în cealaltă parte a etajului, unde era pregătită o capcană pentru mine. Niște săgeți au căzut din tavan și m-am speriat, dar nu mi-a luat damage cine știe ce. Apoi am coborât jos unde am intrat în bucătărie și am deschis frigiderul unde era o supă de ciuperci, niște pepeni și niște mere. Iar apoi într-un dulap m-am speriat încă o dată pentru că erau niște capete de zombi. Am crezut că zombi. Am decis să ies puțin afară că văzusem un chest în față în care era o carte care se intitula Never Again. Toți banii din lume nu m-ar face să intru înapoi în această casă. Ceva nu este normal și ceva nu este natural la mijloc. O să ies de aici cât încă mai pot. Ok, s-ar putea să fie ceva nașpa, dar vreau să știu ce e atât de nașpa, că nu înțeleg. Deci clar casa asta părea să aibă ceva periculos înăuntru. Am decis să sap sub podea ca să vedem ce se întâmplă acolo. Iar aparent era un minecart care se muta pe șine. Iar de desubt era un sistem întreg cu redstone, cu blocuri de comenzi și tot felul de prostii. Dacă asta nu este o capcană, atunci nu știu ce este. Mă bucur că n-am știut cum să o activez. Însă m-a prins noaptea cât eram sub podea, iar zombii au început să intre în casă. Nu! Ok, nu-i bine. Nu cred că o idee bună să facem asta, nu? Am găsit un buton pe care scria Disarm Trap, iar aparent podeaua de deasupra era o capcană unde noi puteam să cădem. Noroc că n-am trecut pe deasupra. Însă acum puteam să vedem zombii care erau în toată casa. N-aveam cum să scăpăm de aici și nu știam ce să facem. Da, eu nu știu cum ies de aici, avere. Au, ok, m-a lovit din aer. Ok, hai, încerc să-l dau afară, hai. Du-te afară, du-te afară! Bravo! Hai, să cădeți jos acolo. Hai, let's go. Nu, stai că să mă trage, nu. Trebuie să cadă jos, era neapărat. Deci ăla cu undiță, dacă eu am căzut acolo jos cu toți aia, sunt mort din cauza lui ăla. O să se reportează la mine, nu. Dar sunt prea mulți, man, prea mulți. Bravo, așa, cazi jos. Hai, jos cu tine, jos. Jos toată lumea, let's go, vin în partea aia, bravo. Dar tot apar, vin și mai mulți. Mamă, nu-i bine deloc. Am decis că n-am cum să duc bătăria cu zombii, pentru că apăreau din ce în ce mai mulți. Dacă omoram unul, mai apăreau încă trei. Așa că am decis să o iau prin altă parte. Am sperat că poate găsesc o portiță de ieșire. Însă, un zombie deja mi-a blocat calea, iar altul a apărut lângă mine. Nu știu cum, nu știu de ce, dar m-a speriat teribil. Apoi am văzut semnul că a apărut ziua 21 și am decis să încerc în partea opusă a casei. Am săpat o groapă și am plecat instant cât zombii încă erau în casă. Și am dat o fugă până la calul meu și am plecat mai departe. Mamă, uite un pic cât sunt. Unde-i calul meu? Căluțul. Calul, vine încoace.
Am găsit apoi altă casă care n-avea nimic impresionant, dar auzeam niște sunete de cățel și aparent era un cățel în curte. Aveam la mine 8 oase și am vrut să-l aducem pe Mr. Bubs în echipa noastră, însă nu i-au ajuns 8 oase, voia mai multe. Așa că am decis că o să mă întorc la el mai încolo. Apoi am găsit altă clădire, care era baricadată din cap până în picioare. Clar au fost niște supraviețuitori aici care au încercat să se apere de zombi. Iar înăuntru erau doar capetele zombi și podeaua distrusă. Am găsit însă o pereche de pantaloni de fier, pe care am pus-o pe mine. Apoi când voiam să ies din casă, am văzut niște chestii. Daily Tasks, unde scria în felul următor, de la Emma. Să lovim nava cargo pentru supply-uri. Asta însemna că prin apropiere avea să fie o barcă uriașă, iar noi trebuia să o găsim. Ok, casa asta m-a ajutat să înțeleg niște chestii. Aparent este o navă cargo pe lângă și trebuie să mergem să o găsim. Am mai explorat puțin zona și am mai intrat în toate casele să vedem dacă este ceva loot interesant. Apoi am plecat cu calul și am citit un semn pe perete. Olympus Shipping Port. Ce asta? Olympus Shipping Coport. Ăsta e portul de care zicea. Am dat de jackpot. Am găsit cargo ship-ul. Nu știu dacă a fost loot sau mai este loot, dar știu că era întuneric și nu voiam să mergem acum. Așa că am decis să ne întoarcem acasă și să ne culcăm. În ziua 22 am lăsat tot ce aveam în inventar, mi-am făcut niște pâini din fânul pe care l-am găsit la casa lui Emma și lui Heather și am plecat înapoi spre shipping port. Însă am mai găsit o casă extrem de interesantă în drum. O să vedeți imediat. Replace door lever. A, oare așa? Ce asta? Văd că e redstone aici, nu? A, uite, pe... Cred că aici, nu? Ia. Da, mă, uite, da. Cățel, stai acolo un pic, cățel, câine. A, cal. Door destroyed. Lockdown active. O, vreau să fiu aici. Tot timp the device capable of recovering a human life when they die. Ok, cred că ăsta a fost un laborator secret. Lockdown off on. Vreau să-l păstrez pe on, cred. Cred că vreau să-l păstrez pe... pe lockdown. Că nu știu ce poate să fie aici. Mamă, uite un totem acolo. Ok, trebuie să intrăm. Hai să intrăm în fiecare de asta. Sinner. Sinner, păcătos. Death is upon us. Man, ce e aici? Battled sin. Păcat la, la sticlă. Battled life. Ok. Sunt curios totuși ce face asta de... Ce s-a întâmplat? Lockdown disengage contact engine for a detailed damage report. Danger. Ok, dă colați deschisă. Dar în caz de ceva fugim instant vere. System damage automatic cât îl offline. Explosive totem? Cum adică? Nu! Mamă ce! La fix am aruncat-o. Mamă, îți dai seama că dacă eram în inventar muream? Bă, noroc că am citit cum se cheamă. Oh, ok. Deci m-am bucurat prea repede. M-am bucurat mult prea repede, efectiv. Man, am crezut, efectiv am crezut că gen avem un totem acum. Și voiam să zic, mamă, ce fericit sunt, dar văd că țeapă. Ok. Hai, ne-am abătut puțin de la drum, dar hai să mergem un pic la zona de lockdown. Deci shipping port. Hai să vedem că pare să fie ceva bun pe aici. Ok, după laboratorul blestemat, am decis să mergem la zona de shipping, unde deja părea periculos, pentru că o ambulanță intrase într-o clădire și explodase acolo. Am intrat în zona de depozitare, unde erau doar niște zombi și cam atâta, și am decis să plecăm mai departe. Iar într-o mașină militară am găsit o carte, Mission Brief. Protejați cargo-ul din container. Kill on spot authorized for enemies. Do not damage the container. Asta înseamnă că militarii puteau să omoare pe oricine vedeau în apropierea cargo-ului. Înseamnă că ceva era important înăuntru. Și cred că era în camionul ăsta militar. Am intrat înăuntru unde totul părea foarte suspect. Am găsit un AI core într-un chest și o carte care se numea Project AI. S-au alocat fonduri de 1 milion jumătate de dolari. Accesează data de bază din camera de control pentru mai multe informații. Ok, aparent pe barcă avea să fie o cameră de control unde aveam să aflăm răspunsul pentru această misiune. Înainte să ne urcăm pe barcă, am decis să ne culcăm în camion ca să nu dăm de zombie cât suntem pe barcă în sine. Iar apoi am plecat la barcă și am găsit un container în care erau niște ochi de păianjen și cam atât. Am spart ușa din față și am văzut o navă militară. Clar trebuia să fie ceva bun în nava respectivă. Dar mai întâi să terminăm cu nava asta și abia apoi o să mergem și la cealaltă. M-am plimbat printre toate containerele și n-am găsit aproape nimic. Însă am găsit o ușă pe care scria acces doar persoanelor autorizate. Și am decis că de ce să nu intru. Iar înăuntru am găsit o zonă care era cu acces limitat. Nu avea voie nimeni să intre acolo. Și clar zona asta era importantă. Și a trebuit să sparg 4 uși de securitate ca să intrăm înăuntru. Deci clar zona asta era importantă din oarecare motiv. Am reușit să intrăm înăuntru și am găsit un chest în care era un hazmat suit.
adică un costum care te apăra împotriva radiațiilor. Apoi am apăsat pe mânerul care era în față. Nu știu ce făcea, dar am aflat într-o secundă. M-am dus în partea din față și am văzut cum lava începea să curgă din toți pereții. Iar acum înțeleg de ce zona asta era blocată. Înăuntru era o rachetă nucleară. O rachetă uriașă. Iar scopul ei cred că a fost să oprească pandemia de zombie. Însă din oarecare motiv n-au reușit să o mai folosească. Poate de asta eu încă sunt în viață. Iar sus am găsit o hartă pentru toată zona respectivă și am văzut al treilea oraș, orașul nuclear. Până și de pe hartă se vede că zona asta a fost bombardată. Trebuie neapărat să ajungem și acolo să vedem ce s-a întâmplat. Iar tot de pe harta asta am văzut nava militară de sub pod și încă o insuliță cu două zone pentru aterizat elicoptere, care inițial am crezut că este o pușcărie sau ceva, dar o să ajungem și acolo. Se lăsa seara, așa că am decis să explorăm repede și cealaltă jumătate de navă care a mai rămas. Și am găsit mai multe chestii care nu erau atât de interesante. Niște fensuri, niște saplinguri de toate felurile care poate ne ajuta în viitor, însă deja se lăsase seara, iar zombii începeau să apară. Așa că am decis că cea mai bună variantă ar fi să fug de aici. Am coborât de pe navă și am decis că înainte să mă culc, să explorez și cealaltă navă. Am intrat în navă și am găsit mai multe seturi de armuri. Am intrat în navă și am găsit mai multe armuri de Kevlar, care te protejau împotriva gloanțelor, și niște măști de gaze, exact ca în elicopterul pe care l-am găsit lângă casa noastră. Apoi am găsit o cameră care se numea Rear Ammunition, unde am găsit niște pachete de mâncare militară și o scară care ducea mai jos. Iar după o ușă de fier am dat jackpot-ul. Am găsit o mulțime de iron. Este exact ce aveam nevoie, pentru că cu iron puteam să ne facem acum armura și puteam să ne facem arme puternice, adică AK-uri, pistoale și așa mai departe. Am luat toate bucățele de iron pe care le-am găsit, am ieșit de acolo și am dat de camera motoarelor care aparent încă funcționa. Ok. Zgomot. Asta știu să facă. Iar dimineață am văzut insulița care credeam eu inițial că este o pușcărie și am decis să mergem și la ea înainte să plecăm acasă. Însă toate semnele indicau să nu mergem aici. Cranii și sânge peste tot. Aparent asta nu era o pușcărie, ci o zonă de evacuare. Aici trebuiau să intre oamenii care nu erau contaminați ca să plece cu barca în altă parte. Însă nu știm exact unde și nu știm exact dacă au reușit să plece sau nu. Însă clar n-au reușit toți. Înăuntru era o cameră unde zombii erau blocați, n-aveau cum să iasă. Așa că am omorât prin ușă. Aparent toată zona asta a fost distrusă. Sper ca măcar câțiva să fi reușit să iasă de aici. M-am întors spre shipping port ca să ne luăm calul și să ne întoarcem acasă, pentru că mai aveam încă o misiune, să-l găsim pe Ryan. În cartea din farmacie, Ryan spunea că este o clădire luminată noaptea în orașul dărâmat, iar acolo îl vom găsi pe el. Așa că nici n-am stat pe gânduri, mi-am luat calul și am plecat spre oraș. Era timpul să vedem dacă Ryan mai este în viață sau nu. Ok, deja au venit, nu. Ok, Luca, hai. Hai, Luca, poți să o faci. Mamă, ce se spăunează, Vere. Ok, trebuie să găsim o clădire care e iluminată continuu, unde cică nu sunt zombi. Asta? Pare să fie iluminată aici. Gate overrun at night. Cred că asta e. Ok, am văzut-o. Cred că clădirea aia, nu? Ok, cum ajungem noi acolo? Cred că va trebui să-mi sacrific calul. Ok, calul le rămâi aici. N-am ce să fac. Ok, cum fac eu acum? Nu, nu! Nu, era să cadă asta, mamă. Ok, hai Luca, fugi. Ok, hai. Trebuie să-l găsim pe băiețaș. Din câte am înțeles este aici, la clădirea asta. Adică așa scria cel puțin. Gate overrun at night. Din câte am înțeles au zis că aici nu o să fie zombi noaptea. Am ajuns în zona de care spunea Ryan. Nu erau zombii, iar clădirea era luminată puternic. Și am decis să intrăm înăuntru, unde erau tot felul de mașinării, unde am găsit într-una dintre ele emeralde, iar apoi o grămadă de paturi în care erau niște name tag-uri. Am reușit apoi să plecăm în altă cameră unde era din nou pustiu. Erau ceva lumini aprinse, niște mecanisme, dar nu era nimic interesant. Am găsit doar niște slime-uri care se numeau compound, iar apoi am sărit cu un mecanism cu slime în ceva ce părea să fie o pârnaie sau o pușcărie pentru cineva. Cred că acolo țineau captivi infestații. Apoi am intrat în clădirea principală, cea luminată, unde părea ca și cum cineva locuiește, pentru că toate luminile erau aprinse. Liftul însă era stricat, așa că a trebuit să mergem pe liane. Iar în dimineața zilei de 25 am ajuns undeva sus, la camera lui Dr. Henry Movarek. Înăuntru am găsit un chest în care erau două mere încântate, iar pe copac scria copacul vieții, The Tree of Life. Și am decis să urcăm deasupra să vedem ce este și acolo, pentru că mai era încă o parte din turn. Iar în încăpere am găsit niște Eye of Ender-uri, exact cum am găsit și în prima clădire mare din oraș, din acel laborator. Ceva pare să fie suspect la mijloc. Și cu cât urcam mai mult, cu atât erau mai multe artefacte și mai multe zone cu Ender. Iar la ultimul etaj nu era Ryan, dar era un ou de dragon. Iar în chest am găsit Artifact Compound, Unleash the Power of the Dragon. Era o poțiune suspectă care nu știam exact ce face, dar am decis totuși să-mi cer norocul. Iar când am băut poțiunea, am primit niște efecte foarte bune. Viteză 5 timp de 20 de secunde, Strength 10, Glowing, Slow Falling și Resistance 6. Iar pe lângă asta am mai găsit încă două poțiuni, una în chest și una în perete. Apoi am găsit o manetă pe care scria test de urgență.
Disposal Unit. Și din curiozitate, ca prostul, am decis să trag de manetă, care a distrus oul de Ender. Un fulger a căzut din cer și a distrus oul. Am urcat până și pe tavan să vedem dacă mai este ceva, poate era Ryan Page, dar nu era nimic. Ok, dacă e ceva de clădirea asta, m-a făcut mai confuz decât eram înainte. Unde este Ryan? Care e treaba cu artefactele astea? Oare vom afla? Cine știe? Momentan, trebuie să ne întoarcem acasă. Nu uita să intri pe linkul din descriere și să descarci jocul Dice Dreams. Și ne vom putea juca împreună. Dar în grădina clădirii am găsit un porc, iar cu morcov am început să-l aducem acasă. Dar problema era că se întuneca și trebuia să trec cu porcul ăsta prin tot orașul dărâmat. Așa că mi-am luat inima în dinți și am plecat cu porcul spre casă. Am reușit să trecem de oraș, dar tot ne-a prins noaptea pe drum. Însă am reușit să-l aducem acasă în siguranță și am decis să punem și porcul în casă. Seara asta m-a lăsat cu atâtea întrebări. Trebuie neapărat să ne echipăm ca să putem să explorăm în continuare, să aflăm de unde a plecat și care e faza cu artefactele astea.